Bună dimineața, domnilor și domnilor. Mă numesc Sorin Bolache Olsiter și vom face o analiză tehnică daily astăzi, 31 august 2012, ultima zi de trei din lună, ora 05:09 dimineața. Ok, calendarul economic de astăzi, în primul rând, un calendar economic care, deși pare diversificat, nu aduce niște știri deosebite. În primele ore ale dimineții, începând cu ora 8, vom avea housing start după Japonia, o știre cu impact minor. La ora 9 se pare că vom avea Nationwide HPI-ul pe Marea Britanie și German Retail Sales-ul, știri cu impact mediu, dar care ar putea să creeze oareceva mișcări pe euro și pe liră. La ora 11, rata șomajului în Italia, lunară și rata trimestrială, atenție, deci două rate ale șomajului. La ora 12 vom avea CPI-ul flash estimate-ul anual și unemployment rate-ul pe zona euro, iată, deci date pe piața muncii. După care, tot la ora 12 avem CPI-ul preliminar italian. La ora 15:30, prima știre cu impact major și anume GDP-ul canadian. La 16:45 până la 16:55, într-o perioadă orară de 10 minute, avem trei știri destul de importante, deși ele sunt date cu caracter mediu, și anume Chicago PMI-ul, Consumer Sentiment-ul al Universității, calculat de Universitatea Michigan, și Inflation Expectation, tot calculat de Universitatea din Michigan. La ora 17 vom avea speech-ul lui Bernanke. De altfel, cred că este singura știre notabilă din această zi, această ultimă zi de tranzacționare a lunii august, o lună destul de slabă, spun eu, ca mișcări. Au fost și perioade, dar nu pot să spun că au fost față de comparat cu alte luni, a fost o lună mai bună în ceea ce privește trade-ul. Factory orders și a doua zi a simpoziumului Jackson Hole. Ok, acum haideți să trecem pe principalele produse, să vedem ce s-a întâmplat. Iată, SP500, spuneam ieri că am putea vedea continuarea corecției, o bară bearish, un bearish bar foarte frumos, cu o nouă minimă față de swing-ul precedent. După părerea mea, se îndreaptă spre pivotul de la 1387-1390. Probabilitatea de trade rămâne în continuare short. Dow Jones. Dow Jones-ul și el o bară bearish foarte puternică. Atenție, totuși Dow Jones-ul a ajuns foarte aproape, a ajuns de în zona lui 13.000, o zonă de rezistență, o zonă ceva mai lată, vorbim o zonă între 12.897 și 13.000, probabilitate de trade short, dar atenție la această zonă de posibil suport. Petrolul a reușit pe data de 29, o nouă minimă, rămâne totuși deasupra lui 93-92, deci în zona aceasta este o zonă ceva mai lată, e vorba de o zonă cuprinsă între 91-80 și 93-80. Ca probabilitate rămâne în continuare de short, deci această corecție poate să continue și, așa cum spuneam, după părerea mea, un suport viabil ar putea fi suportul de la 92. Indexul futures al dolarului, scuzați, am greșit indexul. O chipă. Așa. Iată că dolarul s-a apreciat în cursul zilei de ieri și ca urmare a căderilor care le-am văzut pe indici și pe petrol, o sincronizare între dolar și toate aceste trei produse. De altfel, datele care au ieșit pe calendarul economic, pe știrile de ieri din Statele Unite, nu au fost niște date satisfăcătoare pentru investitori și de aici și acele căderi pe care le-am văzut pe SP500 Dow Jones. Aprecierea dolarului, o bară bullish, o secvență de 3 bare, higher, high, higher, low, ceea ce arată o potențială continuare a acestui trend în long. Și o targetare posibilă undeva pe 82 în cursul zilei de astăzi. Nikkei-ul, după cum observați, depreciere,
se îndreaptă, după părerea mea, undeva spre zona de la 8765, poate chiar 8700. Avem, într-adevăr, în calea lui 8800, round number, care este și în confluență cu acest fost rising window, care ar putea să joace rol de suport, dar ca probabilitate de trade, Nikkei este în corecție, este în downtrend. Indexul futures al ienului. Indexul futures al ienului, consolidare în continuare, în apropiere de 12,80, limită superioară a range-ului. Rămân pe acel scenariu de range pe un termen mai îndelungat, între 12,80 și respectiv 12,50. Standby pe indexul ienului. Indexul futures al francului elvețian. Francul elvețian rămâne într-o zonă de consolidare cuprinsă, după părerea mea, între 1.0375 și maxima precedentă de la 1.0491-1.0050. Într-adevăr, ieri am avut o bară bearish, ceva mai bine conturată decât celelalte, ceea ce indică o posibilă forțare a break-ului la această zonă de la 1.0035, cum am spus, da? Este foarte posibil să încerce forțarea break-ului pentru o depreciere, da, a francului elvețian. Și goldul, care a început să corecteze, se pare că se îndreaptă spre pivotul de la 1640. În opinia mea, este zona cu cea mai mare șansă ca să joace rol de suport. Deci 1640, un pivot foarte bine conturat, în care prețul a avut mari probleme, este un scenariu plauzibil ca această zonă să joace rol de suport. După părerea mea, astăzi e posibil ca goldul să corecteze mai departe spre acest 1640. NZD-USD? Nu. Mergem pe Euro-USD mai întâi. Să vedem ce s-a întâmplat în cursul zilei de ieri. Mari lucruri nu s-au întâmplat. A rămas între limitele de la 1.2460, 1.2450 și maxima precedentă de la 1.2585. Nu ne-a creat o bară care să ne dea un indiciu. A spune că probabil și astăzi EURUSD, cel puțin pe graficul daily, este de standby. GBP USD. GBP USD. O bară bearish foarte frumoasă, cu închidere sub 1.58. Nu aș clasifica-o ca bearish outside bar, deoarece open-ul nu este chiar în treimea superioară a barei respective, dar o bară bearish care ar fi putut să sugereze un sideways, o cădere. Dar, atenție, avem această zonă de pivot de la 1.58 și închiderea a fost făcută exact în zona de pivot. După părerea mea, este în standby. Dacă va reuși în cursul zilei de astăzi să treacă de minima de la 1.5748, 1.5750, atunci e posibil să asistăm la un break, o revenire de fapt a prețului în fosta zonă de sideways cuprinsă între 1.58 și 1.54 50, și dacă vreți o cotă mai joasă, o limită inferioară mai joasă, 1.53, număr rotund. Deci eu aș spune standby până ne dă un indiciu mai clar ce se va întâmpla pe această pereche. Vă readuc aminte că în cadrul grupului OPG astăzi vom avea transmisia publică de la 16 la 18. Vom discuta eventuale evoluții ale perechii și o eventuală analiză tehnică. Deci o transmisie în care sunt invitați, este invitată să participe toată lumea, nu este o transmisie parolată. Deci este o transmisie liberă și vom face analiză în special pe graficul monthly, pe perechile valutare pe care noi le tranzacționăm, să vedem la ce să ne așteptăm pentru luna septembrie. Deci rețineți astăzi de la ora 16 la 18 transmisie 2 ore în cadrul grupului OPG și vor mai fi câteva surprize plăcute, zic eu, pentru dumneavoastră. Ok, trecem mai departe, mergem pe USD/Yen. Deci GBP/USD, așa cum spuneam, standby. De asemenea și GBP și USD/Yen-ul este tot în standby. Se vede dezvoltarea unui range micuț între 7840 și 7882. Nu îmi dă niciun indiciu. După părerea mea, ieri a fost într-adevăr un inside bar.
Va trebui să așteptăm o bară de trigger să ne dea un indiciu cam în ce direcție ar dori USD-ienul să se dezvolte. USD francul consolidare în jurul acestui 0,9575. O zonă de sideways, aș putea să spun, între 95,50 și 96,32. Stand-by, asemenea, trebuie așteptat. Nu cred că astăzi vom vedea mari mișcări, doar poate mai pe seară, în urma speech-ului lui Bernanke. USD CAD. Canadianul a început să facă ceea ce știe el mai bine, să consolideze o consolidare sau un sideways, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, 98-38, 98-46, o bară bullish ieri care presează pe acest 98-46. Dacă reușește să facă o spargere a acestei zone, de să treacă peste această maximă, atunci probabil vom vedea o urcare cu direcționare spre 1,0050, fostul pivot care a fost spart în istoria nu foarte îndepărtată a prețului. Australianul SD. Australianul SD-ul cădere și ca urmare a faptului că australianul în cursul zilei dimineții de ieri a primit niște știri destul de urâțele, am avut și întărirea dolarului cei drepte drept, a ajuns undeva pe 1,0270, probabilitatea de trade rămâne în continuare short cu targetare spre 1,02 în cursul acestei zile. Și NZD/USD sau dolar neozeelandez, dolar american, a trecut cu brio de 0,8, am avut break, avem în această dimineață, vedem acest pullback, probabilitatea de trade rămâne short cu targetare, după părerea mea, spre zona de la 0,79, 0,7850, cam în această zonă. Iată, aici avem o oportunitate ceva mai clară în această dimineață, acel breakout la 0,8 cu un pivot cu care noi ne-am mai întâlnit și cred că e cam singura oportunitate clară, cel puțin pe principalele perechi valutare. Ok, dragii mei, cam asta este analiza tehnică daily de astăzi. Ne reauzim, dacă doriți, în transmisie directă la ora 16 pe pagina de audio-video live a grupului OPG. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o dimineață și, bineînțeles, o după-amiază verde. La revedere!